Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video tutorial de Minecraft, sunt Ian și astăzi vom învăța cum să facem o fermă automată de miere de albine. Ok, uh, această fermă am inventat-o pentru, to pentru toți cei care doresc să-și construiască un flying machine mai repede decât să aștepte să farmeze destul slime cât să facă blocuri de slime pentru a construi această mașinărie, nu? Deci, pentru a construi o mașinărie avem nevoie de două sticky pistons, după care patru blocuri lipicioase, nu contează dacă e honey sau slime. Deci, ce putem obține mai rapid? Păi e mierea, cu siguranță. Deoarece o fermă de slime necesită mult mai mult timp, este mult mai complicată, să zicem așa, pentru a o construi. Nu am construit această fermă încă într un tutorial, însă o vom face într un uh, într viitor. OK? În fine, lucruri care trebuie să le știți despre miere. Pentru a obține o uh, uh, um, honeycomb, OK? Care este acest lucru? OK, nu știu cum se numește în română, Ceară de uh, cred că ceva de genul, nu știu, no idea. Uh, pentru a obține acest lucru, va trebui să Um, vă duceți cum un la uh, stupul de albine care deține miere, care este plin cu miere, ok? Uh, să puneți un campfire de și să folosiți um, pe uh, acel stup plin cu miere și vă vor da trei uh, chestii de astea, okay? care le puteți folosi pentru a face wax Cooper, uh, blocuri de wax Cooper, care nu e tocmai interesant, nu? deci pentru mine nu are niciun sens. După care, în afară de uh, acest um, Wax Cooper care îl puteți face, um, puteți să le uh, faceți în. Honeycomb Block, okay? care în uh, Java Edition de moment este doar un bloc decorativ, în schimb pentru Bedrock Edition uh, folosește uh, pentru a-l adăuga sub un bloc de uh, noteblock okay? uh, pentru a scoate un sunet de flaut. În schimb în Java Edition, noi scoatem sunet de flaut dintr-un noteblock cu uh, clay. După care avem și Honey Bottle, okay? uh, miere de albine într-o sticluță, care o putem obține uh, tot la fel. Uh, punem un campfire sub stupul de albine Și ne ducem cu o sticluță goală Și utilizăm sticluța pe acel stup okay? Sau mai simplu Punem un dispenser care să ia mierea din, uh, din stupul respectiv okay? uh, Și cu 4 sticluțe de miere putem obține un honey block Care are exact același uh, aceeași funcție Practic ca și un slime block okay? Bun Păi, cam atât cu explicațiile, și mergem mai departe cu ferma noastră. Uh, pentru început, va trebui să găsiți uh, un stup de albine care să fie activ, care să dețină, totuși, uh, cel puțin uh, o albenuță. Okay? Uh, noi avem pe aici două care uh, se tot plimbă. Ok? Uh, în acest loc. Odată ce ați uh, detectat stupul de albine, va trebui să uh, dețineți un spațiu de trei blocuri în înălțime, okay? pornind de la nivelul stupului și uh, două blocuri adâncime. Mai exact, sub uh, nivelul stupului. Okay? Loc în care sub uh, acest uh, stup, lipit de blocul care se află sub stup, okay? vom adăuga o torță de redstone. Astfel. în dreapta acestui uh, loc în care se află torța noastră redstone, vom adăuga un bloc temporar pe care vom lipi o pâlnie care se ducă în acea direcție. Deoarece aici vom construi zona noastră de depozitare. Aici vom adăuga cuferele noastre mai departe. Ok, deasupra uh, pâlniei vom adăuga un dispenser cu găurica înspre stupul acesta. Ok? Astfel. Și uh, deasupra acestui dispenser vom adăuga două dropere cu gaurica în jos. Mai exact, cu gaurica înspre uh, dispenserul nostru. De aici. Odată ce am făcut acest lucru, în uh, stânga stupului nostru, ok, uh, aici sunt găurilele, în stânga sa ar fi aici, mai exact în stânga pânii, vom săpa o platformă de uh, două blocuri pe 3 ok? Wow. Sunt două blocuri pe 3. astfel. După care vom uh, construi o mică platformă de două blocuri pe 3, pornind de aici înspre stupul de albine. Astfel, ok? Odată ce am făcut acest lucru, ne vom duce la stupul nostru de albine și vom adăuga un comparator astfel care să scoată un semnal electric din interiorul acestui uh, stup de fiecare dată când acesta va fi plin cu miere. Okay? Și acestui comparator îi vom activa această torță din centru cu clic dreapta după care vom adăuga un bloc în fața sa urmat mai apoi de două prăfulițe de redstone astfel. Ok? După care aici în șanțulețul care l-am săpat anterior mai exact cu spatele la blocul care deține acest redstone, okay, vom adăuga un repetor la maxim de delay. Astfel încât acest repetor să fie activ. ok, Așa ar trebui uh, așezat redstone. După acest repetor vom adăuga două prăfulețe de redstone care vor duce mai departe până în blocul care deține această torță lipită. ok. Dacă totul a fost făcut corect, în momentul în care acest stup de albine ar fi plin, și vă recomand să faceți ferma în momentul în care stupul este plin, okay, să dezactiveze torța de aici. Odată ce am uh, confirmat toate aceste lucruri, aici vom construi o altă platformă la nivelul uh, pâlniei noastre, de trei blocuri lungime, mai exact, același nivel cu restul platformei. Și ne vom duce cu un prăfuleț de Reston mai în dreapta și vom continua cu două repetoare înapoi înspre dispenserul nostru. Astfel. După care vom sparge acest prăfuleț de Reston de aici, de moment, astfel încât circuitul nostru să rămână inactiv și această torță să fie activă tot timpul. Odată ce am făcut acest lucru, ne întoarcem aici, în stânga platformei noastre, Vom adăuga o pâlnie În interiorul căreia vom adăuga Un stack de obiecte, mai exact 64 De obiecte, orice obiecte Doriți voi, ok? Mai puțin arme și chestii de astea pentru că nu puteți Adăuga atâtea în realitate Dacă jucați în survival După care Această pâlnie va fi urmată mai apoi de un Comparator și Un prăfuleț De redstone, astfel Ok? Odată ce am făcut tot acest Circuit ne putem uh, duce în partea opusă a circuitului. Ok, aici mai exact. Și să adăugăm un observer care să observe dispensarul nostru și să transmită un semnal electric într-un bloc care îl adăugăm aici. După care în stânga acestui bloc vom adăuga alte două cuburi. După care ne sucim puțin și adăugăm alte două blocuri înapoi, și uh, ne ridicăm cu un cub și ne ducem mai departe cu un alt cub înspre dropperele noastre, conectându-ne la nivelul celui de-al doilea dropper. Ok? Aici putem sparge acest bloc, lăsând loc liber, după care vom merge în fața observerului și vom adăuga un prăfulez de redstone, continuând cu un fir până în colț aici. După care aici vom adăuga un repetor la maxim de delay, urmat de alt prăfuleț de redstone, urmat de alt repetor care va duce uh, în droperele noastre de aici, totuși la fel cu maxim de delay. Ok? Astfel. Odată ce am făcut toate acestea, ne întoarcem la locul în care se află pâlnia noastră și vom săpa o gaură de două blocuri lățime pe câte blocuri lungime doriți voi, astfel încât aici să facem zona noastră de depozitare. Mai exact aici vom adăuga cesturile noastre în această gaură, astfel. Ok, eu am adăugat 5 și voi porni de la uh, ultimul cufer, ok, de la cel mai îndepărtat. Voi adăuga o pâlnie cu Shift-Click și voi continua adăugând pâlnii lipite una de cealaltă până când mă voi conecta la uh, prima noastră pâlnie care am adăugat-o la început. Voi să pa aici o gaură pentru a vă putea arăta. Okay. Aceasta duce în asta, după care vor duce una în cealaltă până la ultima pâlnie. Bun, uh, odată ce am făcut toate acestea, putem să ne ducem la dropperul de sus, ok, la dropperul superior, spargem acest bloc de aici, dacă uh, îl deține, și adăugăm o pâlnie deasupra acestui dropper. Urmată mai apoi de un cufăr deasupra sa, ok, astfel. Și în acest cufăr putem să adăugăm uh, sticluțele noastre goale. Ok, acesta îl vom umple cu sticle, Ok, de dețineți voi, puneți acolo sticle, să nu uh, rămână fără. Și uh, din acest cufăr se vor duce în pâlnie și pâlnia va încărca dropperul de aici. Okay? Și de fiecare dată când acest dispenser va avea nevoie, acesta îl va încărca. Bun, uh, de asemenea, vom avea nevoie de o sticluță, doar una, care să o adăugăm în interiorul acestui dispenser însă nu înainte de a confirma că redstone-ul care era aici nu mai este, ok? Astfel încât această torță să fie activă. Nu adăugăm sticluța în acel dispenser înainte de a confirma că această torță este aprinsă, ok? Odată ce am confirmat acest lucru, vom adăuga sticluța noastră, eu o voi adăuga aici în colț jos. Asta nu contează, însă vreau doar să vă dați seama că se reîncarcă, Ok. Și uh, odată ce am adăugat toate sticluțele, așa cum am spus, putem să ne întoarcem aici și să adăugăm prăfulețul de reston care l-am eliminat anterior. Odată ce îl adăugăm, acest dispenser retrage mierea din interiorul stupului, așa cum puteți vedea, încărcând sticluța cu miere și uh, aruncând... Aruncând-o, practic, mai departe în această pâlnie de aici. Așa cum puteți vedea, sticluța se află aici, plină. Și odată ce uh, aruncă această sticluță, se va reîncărca cu altă sticluță goală. Eu am pus-o aici, el a încărcat-o aici, așa cum puteți vedea. Și acest lucru se va repeta ori de câte ori uh, stupul de albine se va umple cu miere. Ok? Și uh, când... Acesta se umple. Uh, următoarea sticluță va rămâne în pâlnia de acolo, și prima va ajunge în cufăr. Dacă se mai uh, umple o dată, cea de-a doua ajunge în cufăr, și cea de-a treia va rămâne aici, în pâlnie. Și tot așa uh, va continua ori de câte ori se umple stupul de albine. Și la fiecare patru sticluțe uh, de miere puteți crafta un bloc. De miere, care servește exact la fel Cum uh, servește Un bloc de uh, slime Ok Bun, uh, ce pot să spun Cam aceasta este ferma Nu vă recomand să astupați uh, Stupul de albine în totalitate Ok, dacă vreți să-i faceți un design Fermei, încercați, ezitați Ok, uh, să astupați Stupul uh, acesta De albine Cam atât este cu acest video tutorial. Sper că v-a plăcut, sper că v-a fost de folos, dacă v-a plăcut nu uitați să-i dați un like și dacă nu sunteți abonați nu uitați să vă abonați. Până data viitoare eu v-am lăsat, vă salut și v-am pupat, ciao!